În perioada iulie-august 2013, grupul de acțiune locală Inima Giurgiului, Țara Neajlovului și a Câlniștei s-a bucurat de succes în sesiunea de depunere a proiectelor pe măsura 411111. Din suma disponibilă de 100.000 de euro s-au alocat deja circa 40.000 de euro în cazul a 4 proiecte care au fost selectate și depuse la OJPDRP, iar sprijinul nerambursabil acordat este de 100%. În acest caz sunt vizate proiecte din domeniul managementului fermelor agricole, contabilitate, agricultură ecologică și protecția mediului. Pe 10 decembrie, grupul de acțiune locală a lansat o nouă sesiune de cereri de proiecte pe măsurile 411, formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe și măsura 413, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi. Pentru măsura 411, fondul disponibil este de circa 61.000 de euro și se adresează furnizorilor de acțiuni de formare profesională și entităților publice sau private ce activează în acest domeniu. Data limită de depunerea proiectelor este 10 ianuarie 2014. În ceea ce privește măsura 413, beneficiarii eligibili sunt micro-întreprinderile care au mai puțin de 10 angajați și o cifră anuală de afaceri de 2 milioane de euro, precum și persoane fizice care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprinderi. Fondul disponibil pentru proiectele ce vizează aceste domenii este de circa 830.000 de euro, iar data limită de depunere a proiectelor este 10 ianuarie 2014. GAL Giurgiu încurajează și activitățile turistice prin măsura 313. În acest caz, fondul disponibil este de 15.000 de euro. Se adresează ONG-urilor, micro-întreprinderilor, persoanelor fizice, dar și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune și înființate conform legislației naționale în vigoare.